Consiliul Județean Timiș a finalizat achiziția unui mijloc de transport esențial Inspectoratului pentru Situații de Urgență Banat al Județului Timiș. Este vorba despre un cap tractor care va fi utilizat împreună cu o cisternă de 30.000 de litri, asigurând astfel o cantitate suficientă de apă pentru intervenții rapide și eficiente. Valoarea contractului este de 820.000 de lei. Termenul de livrare este de 180 de zile. Această inițiativă vine în contextul nevoii de îmbunătățire a dotării ISU Banat, astfel încât să poată răspunde prompt și eficient în situații de urgență. În parcul auto al ISU Banat se confruntă cu deficiențe semnificative. Doar 12 din cele 22 de auto speciale de stingere a incendiilor cu apă și spumă au o vechime mai mică de 10 ani. Restul de 10 auto speciale au între 10 și 20 de ani sau chiar mai mult, iar 6 dintre ele au fost deja scoase din uz și propuse pentru casare. Aceste dotări cresc eficiența în salvarea de vieți și protejarea bunurilor cetățenilor județului Timiș. Când se produc incendii, accidente, fenomene meteo periculoase sau pur și simplu avem o situație de urgență, ISU Timiș este alături de Comunitate. Sprijinul nostru va rămâne constant, întrucât eficientizarea muncilor reprezintă siguranța tuturor cetățenilor, spune Alinica, președintele Consiliului Județean Timiș. Achiziționarea mijlocului de transport reprezintă un pas esențial pentru îmbunătățirea capacității de intervenție a ISU Banat, tehnica fiind foarte importantă în dotarea pompierilor. Acest cap tractor va asigura o reacție rapidă și eficientă în situații de urgență, sporind astfel siguranța și protecția cetățenilor din județul Timiș.